Chiar dacă școala a început, laptele și cornul se lasă așteptate. Și asta deoarece guvernul dorește să mai introducă în alimentația copiilor două elemente importante, legume și fructe. Până la afișarea legii în Monitorul Oficial însă, Consiliul Județean Sălaj nu poate lansa licitațiile pentru asigurarea acestor produse, până când nu se știe deocamdată. Școala a început în Sălaj fără lapte și corn pe băncile elevilor. Cei care au încurcat buna desfășurare a lucrurilor se pare că este guvernul. Consiliul Județean se spală pe mâini și afirmă că au fost organizate licitații pentru lapte și corn, însă acestea au rămas în stand-by după ce guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care schimbă fața programului de până acum, prin introducerea legumelor și fructelor. În luna august a apărut o ordonanță de urgență a guvernului care prevede o nouă formă a programului ce presupune distribuirea în școlii de legume, fructe, produse de panificație și produse lactate. Guvernul a adoptat joi o ordonanță de hotărâre privind modul de aplicare a programului. Acum se așteaptă afișarea ei în Monitorul Oficial pentru a putea demara procedurile. Precizăm faptul că pentru vechiul program, Consiliul Județean a organizat două licitații, care acum se află în stand-by, precizează purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Sălaj, Sebastian Olaru. Reprezentanții Consiliului Județean așteaptă publicarea hotărârii pentru a vedea modul în care se vor organiza următoarele licitații și modul în care poate fi demarat programul în județul Sălaj pentru ca pe băncile elevilor să ajungă aceste produse. Reamintim că guvernul a aprobat recent lista cu fructe, legume și produse lactate și de panificație care se vor distribui preșcolarilor și elevilor până la gimnaziu în acest an școlar. Pe lista guvernului sunt mere, pere, struguri, prune, morcovi, păstârnac, țelină, rădăcină, sfeclă roșie, ardei grași și castraveți proaspeți. Fiecare elev ar trebui să primească pe parcursul săptămânii gratuit două porții de fructe și sau legume, două porții de lapte, o porție de produse lactate și 5 porții de produse de panificație.